Am avut șansa să am ca invitat o doamnă care, pe lângă faptul că a scris o carte, sport ca la carte, este extrem de apreciată de către personalități marcante ale sportului românesc și ale sportului mondial. Mădălina Firănescu este alături de mine într-un podcast în care am reușit să vorbim despre ingredientele sportului de performanță. Am încercat să facem o radiografie a sportului în momentul de față la nivel național, dar și unde și de ce se apar toate aceste probleme pe care le putem observa cu toții și, în final, lipsa de performanță a sportului de echipă și, nu în ultimul rând, oare în ce condiții se obține performanța individuală. Despre sport ca la carte, dar și multe alte picanterii, am povestit în podcastul pe care te invit să-l urmărești până la final. Timp. Flexibilitate. Direcție. Iubire. Înțelepciune. Rațiune. Liniște sufletească. Restartix. Podcast cu Alexandru Ilie. Salutare, dragilor, și bine v-am regăsit! Țin în mână o carte la care am avut șansa să particip la lansarea ei în urmă cu, cred că, aproximativ 3 săptămâni aproape. Este o carte care, efectiv, prin coperta sa, va atrage atenția, pentru că titlul în sine spune deja foarte multe. Sport ca la carte, scrisă de Mădălina Firănescu. Ei bine, mi-am propus în acest podcast astăzi, pe lângă faptul să vorbim un pic despre această carte și să o cunoaștem pe Mădălina, să vedem și de fapt care ar fi poate anumite lucruri care am putea să le îmbunătățim, cel puțin în podcastul nostru aici la Restartix, despre sportul românesc și ce crede, de exemplu, un jurnalist care de 20, aproape 30 de ani, se ocupă de acest subiect și cred că are un punct de vedere, cred eu, care merită luat în considerare. Mădălina, mulțumesc că ai acceptat să fii astăzi alături de noi. Mulțumesc și eu că m-ați invitat. Am avut șansa să fiu la această lansare de carte. Bunul nostru prieten comun, Radu Mea, mi-a făcut această invitație și am intrat în lumea ta. Așa am avut șansa să te cunosc și îți mulțumesc foarte mult. O lume din care am văzut că ești extrem de apreciată de către personalități marcante ale sportului românesc, cum este Octavian Belu sau Ana Maria Popescu, respectiv Brânză, așa cum o știm. Și Silvia Stroiescu. Și Silvia Stroiescu, exact. Și mi-am dat seama de fapt că ești o persoană extrem de valoroasă și care nu ai vrut să te expui, n-ai vrut să vii, cum spun eu așa, în zona asta de podcast-uri și să povestești astea lucruri și te-am provocat. Și îți mulțumesc încă o dată pentru faptul că ai acceptat să ieși afară din zona de confort, cum povesteam și mai departe. Aș vrea să ne povestești un pic despre trecutul tău și cum ai baleat în jurul acestei arii de jurnalism, pentru că, așa cum spuneai, ai fost un jurnalist care a scris despre politică și, datorită background-ului, ai început să vorbești ulterior și să studiezi chiar și fenomenele sportive, da, sportul în general. Aș fi putut să scriu sport de la bun început, de la 20 de ani când am intrat în presă, în presa scrisă, însă din cauza faptului că aveam în familie un jurnalist sportiv consacrat și înainte de 89 exista un singur ziar de sport și atunci, sigur că toată lumea, și numărul de ziariști sportivi era mult mai mic și toată lumea știa, în general, cei care urmăresc fenomenul sportiv știau numele tatălui meu, am preferat să mă duc în altă zonă să scriu, ca să nu se spună că exact sunt fata lui tata. Exact, ca orice copil care spune, băi, vreau să se afară din umbra profesională, exact, a tatălui sau a mamei, depinde. Da, și m-am dus la unul din săptămânalele foarte influente și puternice la începutul anilor 90, e vorba de Zigzag, era condus de Ion Cristoiu. Și firește că omul care scria sport acolo, regretatul George Stanca, m-a întrebat, a recunoscut imediat numele și m-a întrebat dacă sunt rudă și am spus că nu. Ulterior a aflat și mi-a reproșat. Și așa a început aventura mea jurnalistică, am rămas devotată presei scrise, nu am vrut să schimb nici cu radio, cu podcastul, e primul la care particip, nici cu televiziunea. Sunt un om îndrăgostit de foaia tipărită,
De aceea și cartea se cheamă Ca la carte. Ca la carte, exact. Și referirile sunt foarte multe literare. Și atunci am rămas în zona presei scrise, am fost inițial ghidată spre zona politicului, ulterior avansând și căpătând experiență în presă am putut să scriu și altceva și am putut să scriu și sport, pasiunea mea, nu numai de familie, ci și prin prisma faptului că am făcut sport de performanță 10 ani și cunosc destul de bine din experiența mea ce înseamnă sportul și sacrificiile și dorința de performanță, de fapt. Categoric. Înțeleg faptul că ai vrut să ieși afară din umbra tatălui. Exact. Asta apropo de minciună, știi, când te-a întrebat. Ești cumva nu, ai da. Spus. De ce? Ca nu cumva se creeze un fenomen de asta de a crea niște uși deschise sau din contră niște da. Piedici? Da, e greu să vii din umbra unui tată. Sigur, tatăl meu nu a fost celebru, adică... Era celebru în lumea lui. Era celebru era un nume respectat, exact. Un nume cu notorietate în lumea presei scrise și în lumea sportului în general. Exact. Și îndeosebi în lumea fotbalului, fiindcă tata a scris fotbal și pe mine nu m-a tentat să scriu fotbal decât... Pentru că eu mi-am însoțit de-a lungul copilăriei și adolescenței tatăl la toate competițiile din București la care se ducea să scrie, deci mă duceam după el. Stăteam și eu la masa presei undeva într-un colț și așa am putut să văd și mari gazetari, să-i și cunosc pe Ioan Chirilă, pe Eftimie Ionescu și alte nume mari ale sportului, Ovidiu Ionițoaia, Dumitru Graur, care a fost și la lansare. Și am cunoscut și sportiv de marcă din lumea fotbalului, Mircea Lucescu, am fost și colegă de liceu cu băiatul lui, cu Răzvan. Ai avut, practic, accesul într-o lume în care de mult se râvnim să ajungem în proximitatea acestor oameni. Dar cu toate acestea nu ai simțit nevoia să te folosești de aceste aturi și din contră. Ai vrut să-ți construiești drumul tău, care asta spune foarte mult despre caracterul și trăsăturile tale de caracter prin care ai reușit să triumfezi. Asta pentru că ți-ai făcut și tu un nume aproape la 30 de ani distanță. Aș vrea să povestim un pic despre carte, pentru că eu am parcurs această carte, sincer, când am fost la lansarea cărții am început să o răsfoiesc și din start am văzut niște lucruri care am zis, Dumnezeule, este un goldmine, cum îl numesc eu, este o mină de aur și spun asta mai ales celor care ne urmăresc și vă încurajez să găsiți această carte, e disponibilă, nu? Da, sigur. Puteți să o căutați, este scrisă de editura Vivaldi. Așadar, puteți să o căutați, sport ca la carte. Se găsește și pe site-ul editurii și în librării. E foarte ușor. Ideea e în felul următor. În această carte am putut să găsesc într-o manieră extrem de bine comprimată povești, anecdote, istorii, picanterii din diverse sporturi care efectiv m-au îmbogățit. Am simțit că, nu știu, cred că 5 ore maxim mi-a luat să citesc această carte și am simțit realmente că mi-am îmbogățit cultura și cultura sportivă extraordinar de mult. Cum ți-a venit această idee să scriu o carte despre tot felul de povești până la final care sunt aici puse? Ideea, trebuie să recunosc că nu mi-aparține. Eu am început să scriu, am fost invitată să semnez rubrica de sport a revistei Cultura, fondată de academicianul și regretatul scriitor Augustin Buzura. Și firește și acolo în 2005, când s-a inaugurat revista, am început să scriu politic, pentru că asta scriam atunci. Și ulterior, în cursul anilor, mi s-a propus să preiau am fost întrebată dacă aș fi tentată să preiau rubrica de sport și am spus entuziast da, după care mi-am dat seama că specificul revistei, fiind unul exclusiv cultural, n-aș fi putut să scriu sport ca la ziar, ca la cotidianele unde lucrasem. Și a trebuit să găsesc o formă culturală, un înveliș cultural l-am numit eu,
care să apropie sportul de cultură. Și așa cum am spus și la lansare, gândindu-mă că mari scriitori, de la Albert Camus la, nu știu să zic, în România, Camil Petrescu, Ionel Teodoreanu, au semnat rubrici de sport. Exact. Gabriel Garcia Marquez. M-am gândit că totuși cultura și sportul se intersectează pe niște coordonate care sunt, în opinia mea, disciplina, fiindcă niciun scriitor și niciun sportiv fără disciplină nu vor face performanță, nu vor obține rezultate, fiecare în domeniul lui. Apoi imaginația, fiindcă da, și sportivilor le trebuie imaginație, îți trebuie, te pune o competiție în diverse situații în care pur și simplu trebuie să găsești soluții la niște probleme la care nu te-ai fi gândit, nu le-ai pregătit în avans. Exact. Și apoi ambiția, și un scriitor și un sportiv trebuie să aibă ambiție. Și un scriitor și un sportiv trebuie să facă față insucceselor, să știe să le depășească, să învețe ceva din ele. Și atunci am găsit această formulă de a îmbina cărțile cu poveștile sportive și așa am început. Parte din carte conține articole scrise în revista Cultura, însă e vorba de 20, cred, restul până la 60 sunt nepublicate și sunt povești de sport care mie mi s-au părut interesante și, cum spuneai, nu e vorba numai de relatări de evenimente sportive. Exact. E vorba și de studii științifice. Despre povestele de doping care erau în anii 80-70, despre mindset-ul pe care l-avea Agassi, un copil răsfățat al lumii tenisului, da, și ai și povestit aici de Open, de bibliografia sa, despre lupta permanentă care a existat în fotbal în diverse momente ale marilor titani, ultimii pe care noi am avut a fost Messi și Ronaldo, despre partea financiară și ce încasări ar fi putut să aibă, despre care de fapt sunt cei mai bogați sportivi și nu, poate nu fotbaliștii, o să vă vină să credeți că nu acolo se câștigau cei mai mulți bani. Deci extrem de multe lucruri și nu doar despre performanțe, care și ele sunt trecute aici. Da, m-am gândit că sportivii sunt în primul rând eroi de poveste și despre ei poți să povestești și altfel decât spunând ce rezultate au obținut la o competiție sau alta, cu cine au mai semnat un contract. În ce condiții, câți bani câștigau din publicitate și câți bani din fotbal ajungeau. Da, așa. Sunt extrem, extrem, de asta tot o mai răsfoiam, plus titlurile pe care le-ai pus aici sunt mai mult decât inspirate. Iar fiecare articol, mă rog, articol, eu vorbesc jurnalistic, fiecare din cele 60 de texte are ca titlu, sau, mă rog, marea majoritate a acestor texte au ca titlu titluri de cărți. Uh-huh. Deci invit pe cei care să facă un pic de detectivistică literară, pe cei care sunt doritori să răsfoiască această carte și să descopere dacă au în bagajul lor. Pont. Apropo de titlu, se spune distrus, dar nu învins. Să căutați asemenea titluri sau accidentul despre realitatea iluziei. Ce frumos! Da, nu? Realitatea sau despre iluzii. Limite. Minciunile adulților sunt Polecman sau Muntele Vrăjit. Muntele Vrăjit, exact. Titlu... Haine pe dos. Da. Furiile în lacrimi. Un baston, tată, sunt, uite, barca de salvare, făcusem aici un semn, sunt extrem de multe lucruri, de asta spun că mi-aduc aminte și la lansarea cărții și de altfel și cum a spus aici în recomandarea aceasta de pe coperta, de pe parte, despre spatele coperții, Octavian Belu, spunea că efectiv, și s-a numit o gravă, cred că a spus asta, că nu este o carte care contribuie la creșterea gradului de cultură sportivă, ci la creșterea gradului de cultură, da. Punct.
Domnul Graur a spus. Graur a spus, exact. Da, domnul Dumitru Graur, care a fost efectiv, a reușit să sintetizeze, cred, excepțional această carte, pentru care vă încurajez să o căutați, vă încurajez să o aveți acasă și să o dați și mai departe. Eu am avut șansa să am chiar un autograf din partea Mădălinei la lansare și vă spun că este genul acela de carte care te trece prin diverse emoții, sentimente și e chiar și la un moment dat, cel puțin pentru mine, a fost o carte inspirațională, pentru că mă regăseam în multe povești și îmi dădeam seama că, de fapt, mindset-ul este cel care face de multe ori diferența. Și, apropo, ai citit și ai făcut un research extraordinar de mare. Care crezi că sunt criteriile celor care devin campioni? Ce face? Pentru că nu ne naștem, nu? Sau ne naștem campioni? Nu ne naștem campioni, deși, așa cum scriam în carte, sunt acum la nivel occidental cercetări pentru depistarea unor potriviri genetice ale doritorilor, copiilor doritori să facă sport cu anume disciplină sportivă. Pentru că s-a demonstrat statistic că dacă există această potrivire de abilități, de construcție chiar potrivire genetică pentru anume profilul sportiv. Exact, șansele cresc de 5 ori pentru a obține o medalie olimpică sau mondială. Și atunci deja sportul se face la nivel de laborator. De mai mulți ani deja, nu numai de acum. Da, dar s-a ajuns la finețuri din astea care la noi, sigur, rămân science fiction. Adică deci la noi este cum spunea după proba de not de la Rio, Robert Glință, refacerea la noi, refacerea după competiție înseamnă un anticârcel și hai la somn. Și ai un pat de un masaj. Da. Poate și un masaj într-o de multe ori. Adevărul este că avem carențe și astea le știm și nu cred că sunt lucruri de noutate, însă aș vrea să ne spui un pic despre trăsăturile acestea pe care ai putut să le observi datorită profesiei tale la acești campioni și mai ales prietenilor pe care i-ai. Da, uite, mă gândesc aici la Ana Maria, care este probabil între cei mai importanti sportivi din punctul meu de vedere, în top 5 incontestabile ai României. Absolut, așa este. Eu am avut șansa să o cunosc și pe Nadia. Am fost în cantonament împreună, firește, fiecare la disciplina sportivă, ei, da. Dar pot să spun că din observațiile mele, trăsăturile, adică elementele, că e mai mult vorba de mai peste trăsături, care sunt necesare unui campion, unui tânăr, unui copil ca să devină campion, sunt, firește, datele fizice, talentul, voința, curajul și peste toate astea, există un anume spirit de învingător care este o trăsătură ce te face să reziști monotoniei antrenamentelor, eșecurilor, frustrărilor, ai o capacitate de revenire după eșec, cel puțin important. Da, și mai presus, să ai încredere în antrenorul care îți cere aproape imposibilul, care te împinge să-ți depășești limitele și să nu iei chestia asta ca pe o formă de abuz sau dresaj sau cum s-a spus despre unii antrenori mai exigenți din sportul românesc. Cel puțin, apropo de Octavian Belu, s-a scris destul exact, de bun că dar, avea niște metode, cum spuneam, destul de sovietice, da, rusești. Le spuneau unii, însă contestabil, povesteam noi mai devreme să începem live-ul, fie chiar și așa, este momentul de față, a fost până una alta, nu am fost în sală nici tu, nici eu, nici cei care au odată scris așa pe surse sau nu știu cum. Dintre toate fetele pe care le-a antrenat Octavian Belu, în afară de Maria Olaru și cred că încă o persoană, nu am auzit plângeri la modul că am fost chinuite, schingiuite, torturate, da, așa. Toate fetele
medaliate și din generațiile, că nu e una singură de aur, au rămas prietene cu Mariana Bitang și Octavian Belu, participă la evenimentele de familie împreună, au fost la toate nunțile, botezurile. Ceea ce spune enorm de mult. Adică, eu cred că un antrenor care te-a abuzat și te-a torturat și te-a chinuit și te-a... Nu-l chem la așa, botezul copilului. Exact, după ce te-ai lăsat, să nu-l mai vezi, adică nu... Povestea despre Octavian Belu, ce distincție a primit el recent? Anul trecut, mi se pare, sau acum 2 ani, Guinness Book a calculat totalul medaliilor pe care le-a obținut cu sportivele sale de-a lungul îndelungatei cariere și l-a declarat cel mai de succes antrenor din toate sporturile, din toate timpurile, întrucât a obținut în jur de 300 de medalii. De nivel european, mondial și olimpic. Nu... Mă gândeam acum, oare, cum să faci ca să-mi spui ceva rău de o asemenea performanță? De ce îi faci așa ceva? Totuși să ai în țara trebuie ta, să ai lângă tine acest tip de valoare. Să recunoaștem că sportul înseamnă chin. Sportul de performanță. Deci cine crede că se duce la sala de sport și... sub presiunea obținerii unor progrese în evoluție sau îmbunătățirii unor elemente a dificultății de execuție, de exemplu, la gimnastă, sau obținerii unor timp mai buni în not, sau apropierii competițiilor. E o presiune îngrozitoare când știi că mai sunt câteva săptămâni și trebuie să te duci la campionatul, să obții o calificare la un campionat mondial sau la olimpiadă. Cine crede că sub această presiune te duci la sală și antrenorul poate să-ți spună la 15-a căzătură și ratare, dragă, te rog frumos, mai încearcă o dată, uite, acum fă așa, că sigur vei reuși. Se înșală. Deci, asta este. Sportul înseamnă o luptă. O luptă cu tine, în primul rând. Nu o luptă cu antrenorul și nici cu contestatarii și așa mai departe. Deci, ești într-o luptă cu tine. Incontestabil este acest lucru. Mă gândeam, cu siguranță poate o să vorbim o dată, să-l avem și pe Octavian Belu, să putem să obținem din partea lui de fapt perspectiva aceasta de construcție. Da, eu nu vreau să fac acum pe avocatul lui Octavian Belu, că nu are nevoie de avocatura mea. Da, să spunem, din punctul meu de vedere e un patrimoniu național care încă există, din fericire pentru noi, și care ar trebui să ne cizelăm un pic mai mult, inclusiv vocabularul când ne adresăm față de el, pentru că totuși vorbim, așa cum tu ai spus, de acel antrenor care a obținut cel mai mare este număr o legendă din istoria a sportului românesc mondial. Și mondial. Niciun antrenor nu a reușit să dobândească mai multe performanțe ca acest om, care, indiferent de ce ar fi făcut, pentru acest lucru ar trebui să fie, cred eu, mai mult respectat. Eu cred că lumea în general confundă exigența cu chinul și tortura. Dacă, apropo de ce scriam în carte, dacă l-ascultați și citiți ce spunea antrenorul lui Michael Phelps, cel mai medaliat olimpic din toate timpurile, o să vedeți că și Michael Phelps se chinuia, și el mergea în ajun de Crăciun și de Revelion la antrenamente. Presupun că nu-l cunosc, aș fi vrut. Dar nu e timpul pierdut. Presupun că și lui era greu să meargă, să se mobilizeze în fiecare zi la antrenament și să tragă de el și să străbată atâtea bazine și atâția kilometri de... În ajunul de Crăciun. Da. Asta vorbim. Și cu toate astea, antrenorul lui spunea că în 10 ani de lucru împreună, el dădea acest interviu după Olimpiada de la Beijing. Deci în cei 10 ani de lucru împreună la acel moment, Michael Phelps lipsise doar de 5 ori de la antrenamente. Ori asta spune ce înseamnă, ce spuneam, spiritul de învingător. Fiindcă Michael Phelps avea o mantră, cum avea și Kobe Bryant, cum avea și Agassi, de care ai pomenit.
trebuie să, ca să fii cel mai bun, trebuie să faci ce alții nu vor să facă. Sau, cum spunea Octavian Belu la lansarea cărții, ca să devii campion, nu trebuie să faci tot ce poți, ci tot ce trebuie. Tot ce trebuie. Mă uitam pentru că eu am citit cartea cu semne anale pe ea, tocmai pentru că sunt lucruri extrem de grozave pe care le-am reușit să le prind și cred că era undeva exact treaba asta subliniată de către mine, pentru că exact ce a spus, pentru mine e o carte inspirațională, efectiv prin acest, de cum ai dat-o acum acest citat. Uite, mă uitam pe aici. Uite, dacă vrei să fii cel mai bun, trebuie să faci ce alții nu vor să facă. Exact, exact. Asta repetasem, apropo, da, de Phelps. Da, deci și pe mine. Eu am reținut-o. Îți dai seama că nu puteam să rețin toate citatele din carte, dar am reținut-o pentru că asta este esența unei mentalități de campion. Da, uite, apropo de a nu te compara, spuneai de William Faulkner, țintește mai sus decât știi că poți. Nu te obosi să încerci să fii mai bun decât contemporanii sau predecesorii tăi. Încearcă să fii mai bun decât tine însuți. Da, deci ce spuneam, e lupta cu tine însuți. Asta este sportul. E o discuție care cu siguranță cred că putem să o întindem, dacă e cazul, pe episoade întregi. Aș vrea, în schimb, să ne întoarcem într-o zonă poate mai puțin plăcută nouă în momentul de față, pentru că aș vrea să discutăm un pic despre ce vezi tu în momentul de față, sau cum arată sportul românesc și ce crezi că ar trebui să facem ca să mai ajungem din nou la performanță, căci iată, ușor-ușor sporturile de echipă nu reușesc să mai facă performanțe și acum uit chiar inclusiv la gimnastică și ne bazăm din ce în ce mai mult performanța pe aceste capacități individuale. Și ne uităm la David Popovici, care este de departe noua stea mondială. Sau Simona Halep, exact. Da, din păcate, în primul rând și cel mai trist este că baza de selecție a sportului de performanță a scăzut dramatic în România. Asta este principala lipsă a sportului. Pentru că copiii nu mai merg să facă sport, mentalitatea de competitivitatea și dorința de a plăti un preț pentru o performanță, prețul neînsemnând bătăi și abuzuri, Doamne ferește, ci pur și simplu să îți pierzi orele de joacă și de stat pe telefon și la calculator, în schimbul străbaterii bazinului, cum face David, de la ora 6 dimineața. Pentru că atunci este liber, apropo de infrastructură. Că asta ajungem și la infrastructură, sigur că da. Deci asta spuneam, motivul numărul unu pentru care asistăm la declinul continuu al sportului românesc este împuținarea bazei de selecție. Și fiindcă cunosc mai bine fenomenul gimnasticii, am să dau și exemplu programului Țară-Țară Vrem Campioane, prin care Octavian Belu și Mariana Bitang au încercat să salveze ce se mai putea salva din școala românească de gimnastică, deși s-au retras de la lot de ani de zile, lansând acest program cu ajutorul elevelor lor care, iată, și le sunt alături și în acest program și e vorba de Sandra Izbașa, de Andreea Răducan, de Monica Roșu, marile campioane olimpice ale României. Au selectat în toată țara în jur de 3-400 de fetițe în urmă cu 8-9 ani, cred, cu ajutorul unui sponsor, nu știu dacă am voie să spun. Da, bineînțeles, sponsorii este... tot timpul spun. Că dau oamenii care dau bani, apropo și povestea. E vorba de Petrom și care și-a asumat această misiune, fiindcă statul român... O să ajungem. Ajungem și la statul român și rolul lui în susținerea performanței. Și, din păcate, din acest program generos de 300 de fetițe, au rămas în acest moment, cred că mai puțin de 10. Păi... au fost și schimbări la nivelul federației, s-au schimbat președinții, au fost contraperformanțe, li s-au cerut demisiile, mă rog, inclusiv Andrei Răducan, care încercase și ea să miște lucrurile. Așa, s-au mutat fetițele de la un centru la altul, că inițial erau fiecare arondat în zona din care provenea ca să nu fie departe de familie și fiind vârste mici, le-au selectat de la 6 ani, adică
și mutându-le de colo-colo și intervenind tot felul de restricții și de probleme familiale, de sănătate, de școlare și așa mai departe, s-au pierdut pe drum. Și în acest moment au rămas, cum vă spuneam, mai puțin de 10 care sunt în nucleul de la Deva, în principal, unde au un grup de antrenori foarte buni, între care se află și campioana olimpică Gina Gogean. Și de acolo au început să fie performanțe, ele deja au crescut, fetițele au participat la campionatele europene de junioare, la Festivalul European al Tineretului, au luat medalii. Deci, cu alte cuvinte, și ar da rezultate. Da, și deja de una dintre ele, Ana Maria Bărbosu, a fost și la primul campionat european de senioare, s-a clasat a patra la sol, a fost foarte, foarte aproape de podium. De podium. A avut cea mai bună notă în calificări la bârnă, dar, din păcate, în finală nu a reușit să performeze la fel de bine. Deci, cumva, semne de încurajare sunt pe zona asta. Dar aici ajungem la ce spuneam cu statul. Susținerea este foarte, foarte precară. Inclusiv Federația de Gimnastică a lansat pe pagina de internet apeluri la ajutorare financiară ca să poată să trimită fetele la diverse competiții, ceea ce este absolut jenant. E, arată, apropo, când noi facem și un eveniment cu X-ray, cu productivitatea, cu radiografia, arată efectiv o radiografie a managementului, a strategiei, cât și a implementării. Apropo de, strategie, la implementare, că ajungem la strategia națională pentru sport, care este o, mai să nu zicem marotă, să spunem, e o obsesie a multor decidenți de la noi din țară, hai să nu nominalizăm și nici nu să nu cantonăm în anumite tabere politice, pentru că foarte mulți care depun proiecte de lege, și o să enumerăm acum câteva, pe tema sportului, se vaită că nu există această strategie pentru sport. Să fim foarte bine înțeleși. Strategia pentru sport există. O avem într-o formă chiar gândită pe 4 cicluri olimpice. A fost semnată de Elisabeta Lipă când a fost ministru. Gândită cu specialiști, cu oameni de la UNEFS, cu consultarea federațiilor și așa mai departe, este o strategie foarte bine închegată și planificată pe 4 cicluri olimpice, cum spuneam. Elisabeta Lipa a avut chiar fair play-ul, că este o mare campioană, să recunoască că a preluat idei și structura strategiei de la predecesoarea ei, Gabriela Szabo, altă mare campioană care și ea a fost ministru și s-a gândit la această strategie. Dar în acest moment, fiindcă noi avem românii vocația ctitoritului de la meșterul Manole încoace, Domnul ministru actual vrea propria strategie, ceea ce nu e neapărat condamnabil. A apelat la Universitatea Babeș-Bolyai pentru consultanță și nu la UNEFS, dânsul fiind mai apropiat de spațiul transilvan. Iară nu e nicio problemă, pentru că și acolo Universitatea Babeș-Bolyai are specialiști. Clujul este un centru universitar și sportiv. Contestabil, Târgu Mureș la fel. Bineînțeles. Nu asta ar fi problema, faptul exact, că sunt mai problema de... este că această strategie întârzie, deși au existat nenumărate consultări chiar și la nivel de parlament, și noi între timp puteam foarte bine și mult mai simplu să preluăm Cartea Albă a Sportului European, care a fost adoptată de Parlamentul European în 2007 și pe care România a semnat-o și și-a asumat-o. Și puteam să preluăm de acolo frumos structura, scheletul acestei strategii europene și să-l adaptăm la specificul românesc. De altfel, Cartea Albă însăși spune că asta trebuie să facem. Fiecare țară să-și adapteze la specificul local. Chiar încurajează, fiindcă merge mult pe descentralizare și finanțări la nivelul autorităților locale,
pe discipline sportive, spune să se finanțeze, să se consulte populația, comunitatea și să se finanțeze în funcție de specificul locului. De exemplu, cum sunt cei din Harghita. Finanțez hockey-ul. Bineînțeles, nu o să vii să le propui volei. Exact, volei pe plajă. Foarte intuitiv și așa. Dar la noi fiecare vrea să aibă, să lase în istorie un document de viziune și cu asta întârzie strategia sportului. Însă sportul, iată, se descurcă și fără strategie prin... Cum? Apropo de asta, cum reușesc? Care este opinia ta despre performanța românească în situația dată? Cum reușesc oamenii aceștia? Este meritul principal al sportivilor, antrenorilor și familiilor lor. Pentru că și Simona Halep a fost susținută de familie, fiindcă altfel n-avea nicio șansă într-un sport atât de costisitor cum a devenit tenisul. David Popovici, la fel, ba, părinții au trebuit să-și schimbe și profesia, mama lui în special, ca să învețe politica de doping și toate substanțele alea și să aibă grijă să-l ferească pe David, să nu ajungă, să nu cadă pradă unor greșeli, pur și simplu, nu neapărat că ar vrea el să se... Nu aminte, nu de ce de pronorofen. Norofenul Andrei Răducan. Da. Și, deci, fără sprijinul familiei și fără antrenori remarcabili, nu vor reuși copiii oricât și-ar dori, pentru că ce asta ai nevoie e... de sprijinul părinților? Da. La maxim, la cote maxime? E un devotament fantastic pentru încrederea cu care eu dă. Practic, părinții fac parte din echipa sportivă, din spatele... Spun faptul că, practic, joacă o singură carte, cum s-ar spune. Da. Pe copil, apoi să găsești un antrenor care și el să fie îndrăgostit de performanță și loial sportivului și, bineînțeles, un sportiv care vrea și el, mai mult decât toți ceilalți. Exact. Că dacă părintele vrea mai mult, ai o problemă. Exact. Dacă antrenorul vrea mai mult, iar ai o problemă. Mi-e place să spun că tot timpul sportivul are pachetul majoritar în decizii. Absolut, așa este. 51%. Așa este, că dacă el nu vrea și spune, domne, nu mai mă duc și mă las, nu poți să-l forțezi. Așa este. Te ascultam și mi-a părut așa un sentiment de furie, regret, era așa un cocktail în gâtul meu când îmi povesteai despre ce se întâmplă din perspectiva aceasta legislativă și politică. Ce ar trebui să se schimbe? Mi-ai pregătit o serie întreagă de documente și propuneri care te-ai documentat extraordinar de bine când te-am rugat să ne vedem, să povestim în acest podcast. Aș vrea să ne povestești așa un pic din ceea ce poate nici nu se comunică la nivel mare în momentul de față despre sportul în România și propunerile legislative. În principal nu se comunică pentru că sunt niște lucruri mai degrabă tehnice. Oamenii nu știu nici la nivel general cum funcționează Parlamentul și care e diferența între Parlament și Guvern și nu înțeleg ce-i cu comisiile alea, cum trece un proiect. Ca o linie generală, oamenii spun că sunt prea mulți oameni acolo care fac mai nimic. Ca o linie în general. Spune, sunt cam mulți. Asta e clar. N-aș vrea să le dau dreptate. Și la nivel de parlament, parcă sunt prea mulți parlamentari, la nivel oricum de ministere, parcă sunt prea multe ministere. Dacă ținem cont de votul populației la referendumul pentru reducerea numărului de parlamentari la 300, după care ne-am trezit cu 600 de parlamentari, asta spune tot. Dar să știți că există un proiect de lege care avansează acum în Parlament de creștere a numărului de parlamentari cu aproape 100, 70 de deputați și 30 de senatori. Adică, și gândiți-vă că fiecare înseamnă aparatul propriu, consilieri, secretară, șofer. Diurne, șofer, așa, da. Nu vreau să intru în discuția așa, asta. Așa, deci nu, că nu vorbim politică. Vorbim despre politica sportului. M-am uitat pe ordinea de zi de la plenurile celor două camere ale Parlamentului, Camera Deputaților și Senat, și plenurile comisiilor parlamentare, care sunt acele comisii teoretic formate din specialiști, unde se dezbat proiectele depuse de feluriți deputați și senatori. De pildă, astăzi, 18 octombrie, în comisii erau următoarele proiecte.
La... Nu cred că are rost să intru în detalii la Camera Deputaților, Comisia de Drepturile Omului și așa mai departe. Am să spun numai care sunt proiectele. Primul, ca importanță, după părerea mea, era accesul liber al copiilor pe terenurile de sport ale școlilor. Această discuție e mai lungă și mai veche. Proiectul a mai fost odată adoptat de Parlament, a fost însă contestat de guvern la Curtea Constituțională, spre indignarea multor români care n-au înțeles exact de ce. S-a reproșat că, domne, nu vreți să lăsați copiii pe terenurile de sport, că așa și pe dincolo. Erau niște... argumentele erau de ordin administrativ până la urmă. Nu era că au ceva să nu-i lase. Exact. Intenția era bună, materializarea era greșit propusă. Era vorba despre lipsa unor precizări clare. Cine asigură accesul acelor copii și adulți, că era cu adulți atunci în proiect, în perimetrul terenurilor și sălilor de sport ale școlilor? Dacă ne gândim că accesul la sălile de sport, acolo unde există, că și asta e altă problemă, se face prin școală, însemna că o grămadă de cetățeni trebuia să treacă pe hol, în siguranță, în interiorul de învățământ, bineînțeles, lucru care deja nu este prea în regulă. Exact. Dar deci în curtea asta școlii, noi suntem obișnuiți cu asta. Cel puțin în anii ăștia mai de mult trecut, toată lumea spune, doamne, mergeai și jucai în curtea școlii. Da, dar și acolo fotbal trebuie, în condițiile în care astăzi se acordă atâta atenție. Înainte era cu domnetea, m-am julit, am căzut, mi-a spart capul, nu știu ce, nu era. Astăzi atâta trebuie să se accidenteze un copil așa că... Se naște întrebarea, cine e responsabil? Exact, ce cine trebuia să supravegheze desfășurarea... Dacă s-a accidentat pe teren, poate era o gaură în teren, cine e responsabil de gaură? Bineînțeles, chiar zilele trecute a căzut peste două fetițe la o școală, într-o sală de sport, a căzut un televizor de pe o etajeră. Din fericire n-au pățit nimica, dar acum este o anchetă, ce căuta televizorul pe etajera? Cine răspunde de treaba asta? Exact, deci asta era o problemă cu accesul copiilor. Ca să nu ne lungim, proiectul a fost reformulat. În acest moment nu mai intră adulții, intră doar copiii și tinerii, chiar cei peste 18 ani, dar cei care sunt încă în procesul de învățământ, în liceu, deci nu studenți și așa. Și a rămas să treacă de comisii și să vedem dacă trece și de plen. Probabil că da. Că data trecută a fost cu unanimitate votat. Asta, practic, dorește să încurajeze practicarea mișcării în aer liber. Exact. Într-un mediu organizat, tocmai din cauza faptului că nu e o altă infrastructură. Adică fotbalul din spatele blocului sau bătutul mingii în spatele lui nu se mai poate realiza pentru că nu mai trec există. Mașini. Trec mașini, e parcare, nu mai e unde. Și atunci singura soluție ca infrastructură rămâne, de fapt, curtea școlii. Da, bineînțeles. Pentru că până vor avea bani administrațiile locale să construiască baze sportive noi sau săli noi sau așa. Înțeleg că la București s-a făcut o sală modulară chiar la CSM, tot pentru că unul din proiectele despre care voi spune imediat obligă autoritățile locale să facă chestia asta. Deci iată că dacă se forțează un pic, se poate, dar așa cu de la sine, nu. Dacă te uiți în urmă la 30 de ani, îți dai seama de fapt că s-au făcut parcă un pic cam prea puține. Asta bineînțeles, că și nu numai că s-au făcut prea puține, s-au și pierdut multe baze sportive, că... Aici e partea aia neplăcută, știi? Bineînțeles. Bă, n-au fost măcar în stare să păstreze ce era. Exact. Și asta, într-adevăr, e dureros și frustrant, dar mai ales dacă te uiți și prin comparație la ce există la țările la care noi raportăm de multe ori ca și performanță, atât economică cât și sportivă, vezi totuși că ești acum foarte în urmă. Ești extrem de în urmă ca și infrastructură sportivă. Te uiți în Italia, nu știu, mă gândesc la schi, dau un exemplu. Ne gândim la not. Te duci la bulgar, nu mai vorbesc. David a reușit incredibilul din 4-5 bazine de not în toată țara. Adică uitați-vă la patinaj. Noi n-avem un patinoar. Adică... Da, apropo de David Popovici, pentru cei care ne urmăresc acum și ne ascultă,
Să înțelegem că în infrastructura e atât de redusă încât el avea nevoie să se trezească dimineața și să fie de la 6 în bazin, tocmai pentru că după ora 7:30, dacă nu mă înșel, urmau cursuri de natație pentru publicul larg și nu avea fizic când să poată să facă treaba. Adică el ar fi trebuit să plătească sume mari de bani ca să închirieze la ore poate mai favorabile. Și din considerente... Oricum el l-a făcut la un club privat, să ne înțelegem. Deci dar tot pe banii părinților. De 6 dimineața, adică... în fiecare zi, ani de zile, este o oră ca să ajungi să fii în bazin, atenție. La ora 6 dimineața ești în apă. Nu da, deci el trezești. Spunea că se trezește la 4:30 și părinții chiar mai devreme ca să-i pregătească micul dejun, pentru că efortul susținut pe care îl face nu se poate fără un mic dejun, o alimentație consistentă. Categoric și corect din punct de vedere nutritiv pentru acest tip de sport. Haideți să continuăm cu ceea ce ai pregătit. Deci acesta este primul dintre proiecte. Următorul este cu introducerea unor testări naționale la stil de viață activ, care înseamnă practicarea a două jocuri, spun inițiatorii acestui proiect de lege. Aceste testări naționale urmând să aibă loc la clasele a doua, a șasea și a opta. Ok, cine sunt inițiatorii? Iartă-mă, dar vă să mă abțin. Cred că dacă sunt... Știi cumva. O să mă uit imediat. Vă spun de ce am bătut pentru că am o... defect, dacă vreți, profesional. Nu e cum să spui să faci testare la două jocuri. Este o abordare destul de rudimentară și chiar sunt curios dacă află. Da, eu am aici și la îndemână, dacă nu trecem peste. Jocurile pot fi și jocuri pe calculator, pot fi să punem și table. Nu e cu jocurile pe calculator, există un proiect de lege separat. Vă spun imediat că există și Doamne. Acela. Okay. Da, deci este un proiect cu inițiatori de la PSD și PNL. Se cheamă, este pe ordinea de zi a Comisiei de Tineret și Sport astăzi. A trecut de Camera Deputaților ca urmare a depășirii termenului de 45 de zile, că asta este, dacă așa, și se află în Camera Decizională la Senat. Ar fi fost mai plăcut să ascult că au propus două ramuri sportive, două discipline așa sportive. Așa au spus, două jocuri. Bă, bune și jocurile, numai să fie. Acum fie vorba întrebare. Okay. Bun, următoarele două proiecte, că sunt asemănătoare și am să le leg, este primul cu introducerea, sărbătorirea, de fapt, Zilei Oinei ca sport național tradițional românesc, în data de 9 mai, și a Zilei Sportului Românesc în prima duminică a lui iunie, în fiecare an. Pare așa că sărbătoarea Pascală, știi, da, prima duminică. Inițiatorii, primul proiect cu Ziua Oinei se află la Comisia de Cultură și la Comisia de Tineret și Sport din Camera Deputaților astăzi și celălalt cu Ziua Sportului la Comisia de Tineret și Sport din Cameră. Ambele au aviz negativ de la guvern. Și acum să spunem și de ce, pentru că guvernul n-are nimic împotriva sărbătoririi, să ne strângem și să sărbătorim Ziua Oinei și Ziua Sportului Românesc. Aceste două evenimente, sărbători gândite la nivel național, presupun niște manifestări sportive, niște... Cheltuieli, hai să atingem subiectul. Niște bani care trebuie să fie scoși. Exact, care trebuie să vină de la bugetul de stat. Și normal, guvernul care ține punga bugetului național a spus nu, pentru că sunt niște cheltuieli care depășesc deficitul permis în relația cu Comisia Europeană, ca să nu ne alegem cu infringement. În plus, guvernul, apropo de Ziua Sportului Românesc, a spus și că are el însuși în vedere prin Ministerul Sportului introducerea unei zile naționale a sportului românesc, a sportului, care urmează să fie prevăzută în acea strategie a sportului românesc pe care o așteptăm de la domnul ministru. Deci, ca să nu se suprapună două sărbători, Ziua Sportului Românesc cu Ziua Națională a Sportului, mai bine îi dăm un aviz negativ și cu asta basta. Interesant este că și Consiliul Economic și Social, care este un fel de filtru al societății civile pentru proiectele legislative, orice proiect de lege trebuie să treacă prin acest Consiliu Economic și Social, pe scurt CES,
Este un fel de parlament al societății civile format din reprezentanți ai ONG-urilor, ai organizațiilor profesionale, ai patronatelor și ei analizează, au și comisii de specialitate, sunt după structura parlamentului. Și ei analizează aceste proiecte și dau și ei un aviz consultativ. Ei au dat la ziua sportului românesc un aviz negativ, că au spus că pe lângă că sportul, oamenii nu vor fi atrași spre sport, spre practicarea sportului, că de fapt ăsta este scopul acestor proiecte, prin genul ăsta de festivisme le-au numit ei, în plus cheltuielile estimate de inițiatori, chiar de inițiatori, reprezintă bugetul, deci într-o zi ar urma să se cheltuiască echivalentul bugetelor pentru 5 federații sportive și sunt și enumerate, badminton, tir, biatlon. Da, federații cu un buget mult mai redus. Exact, pentru o lună. Deci, iată că e vorba de o cheltuială pe care nu se știe dacă statul și-o permite. Nu sunt foarte fericit de ce un alt proiect aflat astăzi în comisiile parlamentare este, prevede extinderea rentelor viagere acordate în acest moment doar campionilor, deci cei care sunt medaliați doar cu aur la competiții europene și mondiale, să fie extinse aceste rente viagere și la cei medaliați cu argint și bronz, plus antrenorilor. Din nou, guvernul a dat aviz negativ. Înseamnă cheltuială în plus, din nou. A calculat că e vorba de dublarea numărului de beneficiari și în plus a găsit și o explicație tehnică, un argument tehnic pentru opoziție. A spus, domne, la antrenor nu se precizează, iau mai multe rente viagere în funcție de cât sportivi medaliați au sau una singură. Că proiectul nu spune. Spune numai să se înmulțească, să se extindă. Bun, deci asta ar fi așa. Și ultimul proiect aflat astăzi în comisii pe tema sportului este includerea membrilor Comitetului Olimpic și Sportiv Român și Comitetului Paralimpic între persoanele demnitarii care trebuie verificați de Agenția Națională de Integritate. Pentru că, fiind structuri care primesc bani de la stat, se consideră că integritatea lor trebuie verificată. Astea ar fi proiectele la zi. Mă, dar nu sună bine ce îmi povestești. Te ascultam și îmi dădeam seama că lucrurile sunt atât de mult complicate, din punctul meu de vedere, fără rost și îți dai seama de fapt de ce nu funcționează lucrurile. Când noi tot spunem într-un mod repetitiv despre această birocrație excesivă, despre toate aceste lucruri, da, care nu au început. Da, și mai sunt unele proiecte care final cumva se intersectează sau chiar dublează alte proiecte, dar să știți că nu numai pe zona sportului se întâmplă așa. A existat chiar acum 4 săptămâni, cred, o interpelare în Parlament adresată Consiliului Legislativ, care este organismul care veghează la întreaga legislație românească, despre proiecte de legi moștenite din epoci de mult apuse. Și nu mă refer numai la epoca de dinainte de 89, adică regimul comunist, ci chiar de dinainte, de pe vremea lui Carol, regele Carol. Există proiecte de legi rămase încă în vigoare, cum este codul comercial, adică articole din codul comercial de la 1800 nu știu cât, sunt încă în vigoare. Există o lege care prevede extinderea legislației din regat în teritoriile românești din Bucovina. Firește că numai realitățile istorice nu mai corespund acelei legi, dar legea este încă vigoare, nu a fost abrogată. Există legi de ale Comitetului Central și așa de pe vremea comunismului care sunt încă în vigoare, dar există și alte proiecte care au tot fost modificate în Parlament, pentru că ritmul de depunere a proiectelor în Parlament este în jur de 600 pe an. Și atunci vin și modifică, completează și modifică, vin cu propunerea de completare și modificare a legii educației, completare și modificare a legii educației și sunt în continuu, am dat exemplu cu educația, dar sunt și cu codul administrativ și cu codul muncii și cu toate se completează și modifică. Dacă nu se sesizează cineva, guvernul sau președintele sau vreun avocatul poporului, cei care pot
opri cumva o anomalie și să sesizeze Curtea Constituțională să le ia la analizat, aceste proiecte scapă filtrului sub, sunt de verificare, intră în vigoare și se contrazic cu alte prevederi din același domeniu. Și asta nu sună prea bine, din bineînțeles, păcate. Și Consiliul Legislativ calculase că sunt în jur de 20-25 de mii de legi în situația asta. Așa că și cu sportul, care este cenușăreasa domeniilor economice din țara noastră. Mi se te gândești că totuși sunt multe domenii, ar fi poate partea de infrastructură care lipsește, mă refer la partea de drumuri, da, infrastructura rutieră, te gândești la sănătate. Și acolo se modifică în continuu, se completează. Știu, dar mă gândesc la unde ai putea să aloci banii și bugetele ca să poată să meargă lucrurile mai bine. Aș vrea să închidem discuția noastră și să mergem într-o direcție poate un pic mai pozitivă și să-mi spui din punctul tău de vedere ce ai schimbat tu. Dacă ai avea această putere, la ce-i crede tu că ar fi necesar ca să începem să vedem cel puțin o lumină la capătul tunelului, vestita luminiță de la capătul tunelului? Căci din ce îmi povestește acum, e noaptea minții. Eu aș încerca, dar asta presupune un efort pe termen lung, adică în niciun caz un singur mandat, ce gândea Elisabeta Lipă, 4 cicluri olimpice, 16 ani, cam ăla e intervalul. Trebuie schimbat în primul rând mentalitatea românilor în raport cu sportul. Pentru că conform datelor Eurostat, care este Institutul de Statistică European, media practicanților de sport în România e undeva la 7-8%, cred că e ultima cifră, în condițiile în care media europeană e 44%. Asta arată clar nivelul de inactivitate din țara noastră. Sigur că dacă ne gândim, apropo de paralela cu literatura pe care am făcut-o în carte, dacă ne gândim că filozoful Emil Cioran spunea că inactivitatea e divină și că nu poți gândi decât la orizontală, astea sunt niște panseuri ale unui om esențialmente reflexiv și e vorba de niște panseuri, nu e vorba de un îndemn să zaci exact pe canapea sau în fața calculatorului. Deci această mentalitate de nemișcare, de încremenire, asta în primul rând trebuie schimbată. Dacă oamenii nu o să înțeleagă că evoluția umană a însemnat mișcare, Homo sapiens este culmea evoluției de la Australopitec, deci toți hominizii din istoria străveche a speciei care a dus la apariția lui Homo sapiens sapiens, toți se mișcau. Deci erau vânători, culegători, toți erau activ. Și această evoluție de milioane de ani a dus la structura fizică actuală a omului, care este făcută pentru mișcare. Nu este făcută să stăm cu nasul în device-uri, eventual cu... Tu ești specialist. Ar trebui să știi și să spui oamenilor cum e cu statul cu capul în jos pe telefon sau statul nemișcat și strâmb cu coloana la calculator, la laptop și așa mai departe. Deci... celulele corpului uman se mișcă, mușchii se mișcă, inima se mișcă. Nu e normal să stăm nemișcați ore în șir, pentru că probabil că vom ajunge de la Homo sapiens sapiens, cum suntem acum, Yuval Harari, istoricul, spunea că vom ajunge la Homo Deus, adică omul care se crede Dumnezeu, că va reuși să creeze viața artificială și așa mai departe. Alții din universități, citate din cartea pe care am scris-o, vorbeau de Homo Evolutis, un om care ar urma să evolueze, să... Eu cred că s-ar putea să ajungem ca
imaginea actuală din filmele science fiction de a extraterestrilor, cu ochii ca niște fante, că nu avem nevoie dacă stăm concentrați pe un ecran, cu musculatura flască, cu capul mare, cu membrele micșorate. Deci modificări importante ale sistemelor noastre biologice. Da, adică stricăm milioane de ani de evoluție a osaturii și musculaturii prin mișcare în câteva decenii de nemișcare. Da, că atât de repede se poate face. Am înțeles din partea ta faptul că dacă ai avea această putere, ai aduce realmente o înțelegere crescută a importanței mișcării. Asta îi vrea să faci, în primul rând. Oamenii trebuie să înțeleagă, pentru că nu cu sărbătoarea sportului și a oinei și avem și ziua ruibiului, da, mai avem niște zile de-astea. Au și ele rostul lor pentru pasionați, pentru atragerea publicului către aceste discipline. Deci nu contest, Doamne ferește, e foarte bine că există. Numai că oamenii trebuie să înțeleagă importanța mișcării în viața lor. Mișcare pentru sănătate, mișcare pentru întreținere, nu mișcare pentru performanță neapărat. Și dacă există această cultură a mișcării, vom avea și bază de selecție. Că aici trebuie să ajungem. Pentru sportul de performanță, copiii vor fi și ei atrași către practicarea mișcării și poate către sportul de performanță și atunci vom reuși să obținem și, sigur, cu finanțare, cu mijloace științifice de pregătire, vom reuși să obținem și performanțe. Cu siguranță că da. Îți mulțumesc foarte mult, Mădălina, pentru timpul acordat și mai ales pentru faptul că ai vrut să ieși afară din zona de confort și ai acceptat să faci ce nu ai mai făcut, așa cum ai spus, este primul tău podcast și nu pentru că n-ai mai fi putut să o faci, ci pentru că nu ți-ai dorit să o faci și ai rămas dedicată scrisului. Aș vrea încă o dată să te felicit pentru această carte care, repet, și vă încurajez pe cei care ne urmăriți, fie pe format video, fie ne ascultați, să căutați această carte Sport ca la carte, dată de către editura Vivaldi, pentru a crește, așa cum spunea și Dumitru Graur, gradul de cultură și nu cultura sportivă. A fost o discuție cu foarte multe lucruri, abia aștept să ascult și eu încă o dată acest podcast. Îți mulțumesc foarte mult încă o dată pentru timpul acordat și de ce nu, poate povestim și despre volumul 2, când o să fie așa cum spunea că Popovici lipsește de aici, da. Și e nevoie să-l punem și pe el, așa că te așteptăm cu volumul 2. Mulțumesc mult! Timp. Flexibilitate. Direcție. Iubire. Înțelepciune. Rațiune. Liniște sufletească. Restartix, podcast cu Alexandru Ilie.